Adevăruri biblice fundamentale, puterea Cuvântului lui Dumnezeu. Astăzi, vrem să ne uităm la importanța Cuvântului lui Dumnezeu în viața noastră creștină. Încă din primul capitol din Biblie găsim importanța cuvântului lui Dumnezeu. Cuvântul rostit al lui Dumnezeu cu privire la planul lui pentru om. Ce vedem în Geneza, capitolul 1? Din nou și din nou citim aceste cuvinte. Dumnezeu a spus. Acesta este cuvântul lui Dumnezeu, cuvântul rostit al lui Dumnezeu. A fost unul creator. Când a spus să fie lumină, s-a făcut lumină imediat. Dumnezeu a spus să fie o despărțitură între apele de sus și cele de jos și au fost create cerurile. A spus apele să se adune la oaltă și să apară uscatul și a apărut pământul uscat. Astfel găsim acest pământ care a fost stricat de păcat înainte de Geneza capitolul 1, versetul 1 și 2 din cauza căderii lui Satan a fost refăcut de Dumnezeu în Geneza capitolul 1 și această refacere a fost făcută prin cuvântul lui Rostit și prin lucrarea Duhului său cel Sfânt, după cum citim în versetul 2. Deci că din primul capitol al Bibliei găsim puterea cuvântului rostit al lui Dumnezeu. Și de aceea este așa de important pentru noi să ne deschidem ființele la cuvântul rostit al lui Dumnezeu care îl avem în Biblie. Dacă mergem la ultimul capitol al Bibliei, în cartea Apocalipsa, găsim din nou ce importanță mare este dată cuvântului lui Dumnezeu. În ultimul paragraf al Bibliei, Apocalipsa capitolul 22, versetul 18 și 19. Vorbește aici despre atitudinea noastră față de cuvintele acestei cărți, în special referindu-se la Apocalipsa, dar se aplică întregii Bibliei. Și anume că noi nu ar trebui să adăugăm ceva sau să scoatem ceva din cuvântul lui Dumnezeu. Asta spune acolo. Dacă adaugi ceva, Dumnezeu îți va da blestemele scrise în cartea aceasta. Și dacă scoți ceva din cuvânt, atunci Dumnezeu îți va lua partea de la pomul vieții. Deci, în primul, precum și în ultimul capitol al Bibliei, găsim ce importanță majoră îi se dă cuvântului lui Dumnezeu și în lucrarea pământească a Domnului Isus Hristos. Găsim într-una din împrejurările vieții sale, descrise în Luca, capitolul 2, Că pe când avea numai 12 ani, stătea în templu și vorbea cu învățații de acolo. Discuta cu ei despre Cuvântul lui Dumnezeu. Scrie în Luca capitolul 2 că el stătea acolo, în mijlocul învățătorilor legii, în versetul 46 îi asculta și le punea întrebări din Cuvântul lui Dumnezeu. Deci, vedem că chiar de la început, prima imagine pe care o avem despre Isus ca și tânăr este centrată pe Cuvântul lui Dumnezeu, discutând din Cuvântul lui Dumnezeu, punând întrebări și probabil chiar explicând. Și scrie că toți care îl ascultau erau surprinși de înțelegerea pe care o avea din Cuvânt și de răspunsurile pe care le dădea. Deci, Isus Hristos studia cu grijă Biblia încă din copilărie, care în zilele acelea era formată doar din Vechiul Testament. Și amintiți-vă că el nu avea o Biblie ca aceasta, legată și ușor de citit acasă. Erau puține copii ale Vechiului Testament la îndemână și erau scrise de mână de către scribi și erau și foarte scumpe de procurat. De obicei, numai sinagogile le aveau. În sinagogi, copiii erau învățați ca la școală și acolo aveau ocazia să audă Cuvântul lui Dumnezeu. Deci, în toți acești 12 ani, Isus a avut oportunitatea să audă acolo Cuvântul. Așa că el asculta cu atenție, sorbea cuvântul și apoi a știut scripturile. Și, fără îndoială, că el a continuat această practică toată viața lui. Și astfel, la vârsta de 30 de ani, când și-a început lucrarea, vedem ce importanță dă Cuvântului Dumnezeu imediat ce își începe lucrarea. După ce este botezat, merge în pustie unde postește și se roagă timp de 40 de zile. Și la sfârșitul acelei perioade vine diavolul să le ispitească. Aceasta făcea parte din planul lui Dumnezeu pentru Fiul lui pe pământ. Și diavolul vine cu anumite ispite, și Isus răspunde diavolului citând din Cuvântul lui Dumnezeu. El doar spune, este scris, pentru mine acesta este răspunsul. Tu îmi ceri să transform pietrele în pâini, pentru că mi-e foame și nu am mâncat 40 de zile, dar eu trăiesc prin cuvântul lui Dumnezeu. Și a citat acel pasaj din Scriptură, din Teuteronom, capitolul 8, care spune, omul nu va trăi numai cu pâine. Aceasta citim în Luca 4 cu 4, ci cu orice cuvânt care este din gura lui Dumnezeu. Această afirmație completă o găsim în Matei, capitolul 4, versetul 4, și acesta este un citat din Deuteronom, capitolul 8, versetul 3. Cum ar trebui să trăiască un om? Prin orice cuvânt care iese din gura lui Dumnezeu. Acestea sunt primele cuvinte rostite ale lui Isus înregistrate în Biblie după ce și-a început lucrarea după botezul său. Omul nu trebuie să trăiască numai cu pâine. Și putem spune că celelalte lucruri necesare pentru viață, pentru viața fizică, nu sunt de ajuns. Omul trebuie să trăiască cu orice cuvânt care vine din gura lui Dumnezeu. Cu alte cuvinte, dacă pierd ceva din ceea ce mi-a vorbit Dumnezeu mie, în acea privință, eu nu voi avea acea plinătate a vieții pe care vrea Dumnezeu să o am. Cred că acesta este motivul pentru care mulți creștini au viețile așa de umbrite. Ei nu știu ce privilegii au ca și creștini. Trăiesc în frică, nesiguranță, sunt biruiți de păcat. Care este motivul pentru toate aceste lucruri? De ce este așa de multă confuzie în casele lor? De ce așa de mulți copii ai credincioșilor o apucă pe căi strâmbe? Răspunsul la toate acestea este următorul. Mulți creștini nu iau cuvântul lui Dumnezeu să-l studieze și nu primesc regulat cuvântul de la Dumnezeu cu seriozitate și, ca rezultat, nu pot să trăiască. De fapt, Isus a făcut comparația cu mâncarea. Omul nu trebuie să trăiască doar cu pâine. Toți știm că avem nevoie de mâncare ca să fim tari. Ne trebuie mâncare pentru ca viața noastră să continue pe acest pământ. Și Isus a comparat cuvântul lui Dumnezeu cu aceasta. Exact așa cum mai ai nevoie de mâncare pe acest pământ, uite aici ceva mult mai important decât mâncarea anume a primi cuvântul lui Dumnezeu. A doua oară, când a venit diavolul la el să-l ispitească, a citat cuvântul lui Dumnezeu. Când diavolul a văzut că Isus este o persoană care citează cuvântul lui Dumnezeu, a citat și el din cuvântul lui Dumnezeu pentru a-l duce pe Isus pe o cale greșită și a spus, de ce nu s-ar de pe templu? Pentru că este scris că el va da îngerilor poruncă să te păzească. Matei capitolul 4, versetul 6. Dar Isus a spus atunci, dar de asemenea este scris să nu ispitești pe Domnul Dumnezeul tău. Deci, aici învățăm altceva despre cuvântul lui Dumnezeu din răspunsul lui Isus, și anume că diavolul s-ar putea să folosească un verset din Scripturi luându din context. Și creștinismul este plin de asemenea exemple. În 2000 de ani, de culte și grupări care dau tot felul de învățături ciudate prin faptul că iau un verset din context și construiesc o doctrină în jurul lui, și formează apoi o denominație pe baza acelei doctrini. Și nu își dau seama că diavolul este acela care le citează versetul. Este scris. Deci ceea ce învățăm de aici este că tot adevărul lui Dumnezeu nu se găsește în fraza este scris, ci în este scris, dar de asemenea este scris. Cu alte cuvinte, trebuie să comparăm Scriptura cu Scriptura pentru a înțelege tot ceea ce a vrut Dumnezeu să spună. De aceea este foarte important dacă vrei să faci progrese în viața ta creștină, să studiezi Scriptura cu atenție. Biblia spune în 2 Timotei, capitolul 3, că toată Scriptura, versetul 16, este inspirată, este insuflată de Dumnezeu. Cu alte cuvinte, este ceva special legat de această carte numită Biblia. Aceste 66 de cărți care compun Biblia, Cuvântul lui Dumnezeu, Suflarea lui Dumnezeu este în aceste cuvinte. Acestea nu sunt numai cuvinte. Înțelesul aici, insuflată de Dumnezeu, înseamnă Dumnezeu a suflat în această carte. Este ceva ca și atunci când Dumnezeu l-a făcut pe Adam. A luat Lut și a făcut forma unui om. Mâini, ochi, cap, picioare, totul era acolo dar nu era încă om. Apoi Dumnezeu spune că a suflat în Adam și deodată a înviat, a devenit o ființă vie. Deci cuvântul lui Dumnezeu este exact la fel. Așa cum Adam a primit suflarea lui Dumnezeu în el și la fel ca atunci când Isus a apărut în fața ucenicilor după învierea lui, spune că a suflat peste ei și a spus luați Duh Sfânt. 2 Timotei 3 cu 16 spune Cuvântul lui Dumnezeu este ceva în care El a suflat, adică este viață în aceste cuvinte. Așa cum a fost viața în Adam, așa cum a venit Duhul Sfânt în acei ucenici peste care a suflat Isus. Deci, aceste cuvinte din Scripturi nu sunt numai povești, nu sunt numai cuvinte goale. Dacă este o promisiune în Cuvântul lui Dumnezeu, suflarea lui Dumnezeu este în acea promisiune, este putere în acel cuvânt, o putere imensă este în Cuvântul lui Dumnezeu. În Evrei capitolul 4 spune, Cuvântul lui Dumnezeu este viu și puternic. Evrei capitolul 4, versetul 12. Și este capabil să judece gândurile și simțirile inimii. Cuvântul lui Dumnezeu este ca o lumină care scanează, este activă și puternică, căutând în interiorul inimii noastre. Este ca un scanner. Astăzi există așa de multe scanere care scanează corpul nostru și ne arată ce lucruri sunt rele în noi și ce folositori sunt acești scaneri pentru scopuri medicale. Cuvântul lui Dumnezeu este ceva asemănător. Merge până în interiorul inimii noastre și ne arată domeniul în care greșim. Deci un om care se expune constant luminii Cuvântului lui Dumnezeu va descoperi multe lucruri din viața lui pe care trebuie să le îndrepte. Și Dumnezeu îl va ajuta în acel domeniu. 2 Timotei, capitolul 3, merge mai departe și zice că toate acestea care sunt inspirate de Dumnezeu sunt de folos să învețe, să mustre, să îndrepte, să dea înțelepciune în neprihănire. Dumnezeu își folosește cuvântul Său să ne corecteze, să ne învețe, să ne antreneze, să ne conducă pe căile neprihănirii cu scopul final ca noi, bărbați și femei ai Domnului, vom fi perfecți, echipați pentru tot ceea ce vrea Dumnezeu ca noi să facem. Vom fi adecvați, puternici, capabili. Cuvântul lui Dumnezeu este ca și mâncarea. De asemenea, Cuvântul lui Dumnezeu este ca și o sabie în conflictul nostru cu Satan. Cel mai bun exemplu este, bineînțeles, Isus însuși. În cele trei spite descrise în Matei, capitolul 4, găsim că nu a folosit alta armă decât Cuvântul scris al lui Dumnezeu. Dacă știm cuvântul scris al lui Dumnezeu, putem să-l îndepărtăm pe Satan de la noi, de fiecare dată când vine cu vreo ispită. Dacă nu știi cuvântul scris al lui Dumnezeu, ești fără ajutor. În Efeseni, capitolul 6 spune că cuvântul lui Dumnezeu este sabia Duhului. Versetul 17. Efeseni 6 cu 17 spune sabia Duhului, cu care putem lupta împotriva lui Satan. Aici se folosește o ilustrație militară a. Acelor zile. În acele zile, nici un soldat nu mergea la luptă fără o sabie. Era una dintre cele mai importante părți ale echipamentului pentru a ataca. Toate celelalte lucruri descrise aici sunt arme de apărare. Precum platoșa, coiful, încălțămintea. Toate aceste lucruri sunt pentru apărare. în capitol 6, versetele 13 la 17. Dar este o armă în acea listă a armurii lui Dumnezeu care este pentru atac, cu care putem lupta cu dușmanul. Aceasta este sabia duhului, cuvântul lui Dumnezeu este o sabie cu care putem să îl îndepărtăm pe Satan. Și dacă Satan îți face probleme, îl poți îndepărta cu cuvântul lui Dumnezeu, dacă știi ce cuvânt să îi citezi. Isus a avut un cuvânt special pentru fiecare ispită. De unde l-a avut? Nu l-a primit într-un mod supranatural, pentru că era Dumnezeu. Amintiți-vă că atunci când a venit Isus pe pământ, el și-a lăsat de bunăvoie abilitățile pe care le avea ca Dumnezeu. Personalitatea lui era încă Dumnezeu, desigur, era fără păcat, dar a renunțat la accesul la resursele pe care le avea Dumnezeu. Puterea nemărginită, înțelepciunea tot știutoare a renunțat la toate acestea pentru a fi un om ca și noi. Altfel, nu ar fi putut fi un exemplu pentru noi. Deci, atunci când a venit ca și bebeluș pe acest pământ, nu era în mintea lui niciun cuvânt din cuvântul lui Dumnezeu, ca și oricare alt copil care se naște pe lume. Nu avea nicio informație cu privire la cuvântul lui Dumnezeu. Acel copil primește cunoștință prin citire sau auzire. Deci Isus și-a umplut mintea cu cuvântul lui Dumnezeu de-a lungul anilor în care creștea pe pământ. Și din acea informație de multe versete pe care le-a stocat în minte, Duhul Sfânt a putut lua unul care să se potrivească primei ispitiri și un altul care s-a potrivit pentru a doua ispită și altul care era potrivit celei de-a treia ispită. Exact la fel vrea și Duhul Sfânt să facă pentru noi. Cu orice situație ne-am confruntat și eu am experimentat aceasta timp de 47 de ani. Mai mult de 47 de ani chiar. Ca și creștin, născut din nou, am găsit în așa de multe situații, situații complicate, lupte, dificultăți. Am văzut cum Duhul Sfânt ia versete din Scripturi și mi le dă. Dar de unde le ia? Din Biblia pe care am stocat-o în minte. De-a lungul anilor în care am citit scriptura, am stocat scriptura ca informație. Dar, pentru că memoria noastră nu este așa de perfectă, trebuie să citim din nou și din nou. Nu numai să ne împrospătăm memoria, ci pentru că, din același verset, Dumnezeu ne poate da o lumină nouă. Am văzut aceasta de multe ori. Citind același verset pentru a 20 -a sau a 50 -a oară, am descoperit ceva nou acolo. Pentru că așa este cuvântul lui Dumnezeu, nu este ca și un cuvânt al oamenilor. Nu este ca o carte de chimie din care studiezi ceva, înțelegi și apoi treci la un nivel mai înalt. Nu este nici matematica unde după ce ai învățat adunarea treci la scădere. Cuvântul lui Dumnezeu nu este așa. Cuvântul lui Dumnezeu este ca un bun fără sfârșit, un izvor de apă care nu încetează niciodată. Poate citești un verset de 100 de ori și atunci găsești ceva nou. Deci dacă continuăm să medităm la cuvântul lui Dumnezeu, lucrul care este așa de important, dacă medităm asupra Lui, Duhul Sfânt va lua la timpul potrivit cuvântul potrivit pe care l-am stocat în mintea noastră și ni l va da. Și se va potrivi perfect nevoilor noastre din situația respectivă. Mulți creștini nu experimentează aceasta niciodată în viața lor pentru că ei nu studiază Cuvântul lui Dumnezeu cu atenție. Să vă arăt acest verset în Psalmul 1, care este un pasaj foarte bine cunoscut printre mulți creștini. În Psalmul 1, David scrie: Cât de binecuvântat este omul care meditează a cărui desfătare în versetul 2 este legea Domnului. Și acele zile era perioada scripturii vechi testamentale. Legea lui Moise cuprindea cinci cărți și mai erau câteva cărți dinaintea perioadei lui David. Este doar o porțiune mică a Vechiului Testament pe care o avea David ca și scriptură. Și el spune că omul care meditează la aceasta este așa de binecuvântat dacă se desfătează în scriptură. Nu numai să o citească ca să își liniștească conștiința, ci se desfătează în legea la care meditează zi și noapte. Poate o citește numai puțin la sinagogă sau o ascultau, dar apoi meditează la ea. Nu avea o Biblie acasă, după cum am spus că pe vremea aceea nu avea o Biblie, dar avea o parte la sinagogă unde David putea să o asculte și apoi medita la ea de-a lungul zilei. Spune că un astfel de om este ca un copac plantat lângă un izvor de apă care își dă roada la vremea potrivită și ale cărui frunze nu se veștejesc niciodată și în tot ce face are succes. Ce imagine frumoasă a unui copac care nu se usucă niciodată, întotdeauna verde. Aceasta este imaginea care îl descrie pe un om care meditează la cuvântul lui Dumnezeu tot timpul. Este o imagine a prospețimii, un copac care este totdeauna verde. Este o imagine a prospețimii și acest verset ne învață că calea spre împrospătare este prin meditarea la scriptură. Aceasta am văzut și eu de-a lungul anilor. Cu cât meditez mai mult la Cuvântul lui Dumnezeu, viața mea este proaspătă. Nu sunt niciodată uscat. Și Dumnezeu îmi dă un cuvânt nu numai ca să fac față ispitei, cum a făcut Isus, ci îmi dă un cuvânt ca să dau și altor oameni atunci când ei se confruntă cu încercări și ispite. Și asta nu numai pentru că sunt un predicator. Dumnezeu îți poate da și ție acel cuvânt. Poate nu vei putea să te ridici la un anvon să predici pentru o anumită perioadă de timp. Acesta este un dar. Dar îți poate da un cuvânt să îl spui cuiva care are nevoie. Poate e numai o propoziție din Scriptură sau să scriu un verset din Scriptură la cineva care are de-a face cu o anumită problemă. Duhul Sfânt poate lua un cuvânt din toate câte le-ai stocat ca informație în minte, dar nu numai pentru tine, ci și pentru alți oameni. Ce lucru ne mai pomenit? Aceasta înseamnă nu numai că te împrospătezi pe tine însuți, ci faci și roade. Zice că își va da rodul la vremea potrivită. Asta înseamnă că fructele ies din ramura copacului și știți că un copac nu face fructe pentru el însuși. Fiecare copac face fructe pentru a binecuvânta alți oameni care le culeg și le mănâncă. Deci, aici se vorbește despre un om care meditează la cuvântul lui Dumnezeu și care se împrospătează. Frunzele lui sunt mereu verzi. 365 de zile ale anului este verde și produce fructe la vreme. Adică, ori de câte ori, are nevoie și alți oameni pot să vină și să ia din el și să se revigoreze, și ei. Este un lucru minunat, este un mod minunat de a trăi. Așa vrea Dumnezeu ca noi să trăim: să ne deschidem ființa spre a citi Cuvântul lui Dumnezeu, să medităm la el, să luptăm cu Diavolul. Cu el, ca sabie, să ne hrănim din el, ca și hrană spirituală și să bem din el, așa cum un copac suge apa din râu și este totdeauna proaspăt, verde. Râul aici este o imagine a Cuvântului Dumnezeu. Cuvântul lui Dumnezeu este aici prezentat ca o apă care curge în acest copac, prin rădăcini. Și ține acel copac verde tot timpul și își dă roadele prin seva din ramurile lui, astfel încât alți oameni să fie binecuvântați. Toate acestea vin din Cuvântul lui Dumnezeu și intră în sistemul, în Duhul nostru. Și mai este ceva. Citim în Ieremia, capitolul 23, că Cuvântul lui Dumnezeu este ca un ciocan și ca un foc. Ieremia 23 vorbește despre cuvântul lui că are această putere. Ieremia capitolul 23 vorbește despre mai multe feluri de proroci mincinoși și spune aici, nu eu am trimis acești proroci. Ei spun cuvinte, dar cuvintele acelea nu au niciun rezultat. Și spune, dacă le-aș fi dat cuvântul meu, s-ar fi văzut rezultate. Dar eu nu am vorbit acestor oameni. Cuvântul meu, spune Vesetul 29, este ca un ciocan care poate zdrobi stânca. Este ca un foc. Cuvântul lui Dumnezeu poate distruge stâncile din fața noastră care ne încurcă în înaintarea noastră. Cuvântul lui Dumnezeu este ca un foc care ne menține să ardem în devotament pentru Isus Hristos. Sunt multe expresii asemănătoare a Cuvântului Dumnezeu folosite în Biblie pentru a ne arăta că este o putere imensă de împrospătare, de a ne hrăni, de a ne da abilitatea de a lupta cu Satan, de a produce fructe prin noi, pentru a binecuvânta alți oameni și totodată să mențină arzând în devotamentul nostru pentru Hristos și de asemenea să fie folosit ca și un ciocan pentru a sfărâma orice stâncă dintr-un munte care ne stă în cale astfel încât să înaintăm pentru a îndeplini planul lui Dumnezeu pentru viețile noastre. Voia lui Dumnezeu este ca tu să împliniști planul său pentru viața ta și pentru aceasta ai nevoie de cuvântul lui Dumnezeu. Domnul să vă binecuvinteze!